Cred că mâine vom avea material legat din nou de alimente și niște neînțelegeri din câte am înțeles eu. Erau doamna Mariana și doamna Floarea în acel hol din Casa Fetelor și discutau despre un piept de pui. Și doamna Floarea părea deranjată. Se pare că cineva a luat un piept de pui și l-a făcut doar pentru sine și doamna Flarea spunea cum ar fi acum să mă duc și eu să iau un piept de pui și să-l păstrez pentru mine și să mi-l fac singură mâine. Iar doamna Mariana o încuraja să facă asta și a zis da, puteți să mergeți de pe acum, să mergeți să îl faceți. Și doamna Flarea a spus că nu, doamna nu face gesturi de genul acesta. Acum, dacă știți dumneavoastră cine a luat pieptul de pui și ați văzut mai mult pentru că doar atât am prins din acest subiect, Vă aștept în comentarii și vă mulțumesc că anticipat pentru asta. În fiecare sezon sunt discuții de la alimente și cred că este inevitabil, având în vedere că sunt foarte mulți, iar bugetul este limitat.